Bună dimineața, dragi prieteni! Haideți că a venit zăpada! A venit frigul și zăpada! Nu puteam să nu filmez dacă avem așa zăpadă. Anul ăsta se pare că vine iarna mai repede. Hai afară la zăpadă. Cât de faină e. Dacă ieri filmam videoclipul în care vă arătam berbecul și era călduț și bine, să zic așa, astăzi e zăpadă. Nu o să fie pentru mult timp, dar avem zăpadă. Mă apuc să le pun mâncare și mai revin. Haideți că dacă am scos toriștile de la oi și mai aveau, vedem, le aștept la porci pe aici pe jos și am zis să vi și arăt un pic, că nu vi-am mai arătat de mult. Nu v-am mai arătat scrofițele mele, cam așa arată ele. Și vedem pe parcurs ce surprize vom mai avea cu la aceste două scrofițe. Ce-i tu? Ce-i tu? Cam așa se prezintă. Mergem mai departe, să ducem mâncare la oi. Cu mieluțele am terminat, acum le-am pus și la oi. Uite ce frumos așteaptă aici la poartă. Le dăm drumul. Văd că le place lucerna, e ok. Trebuie să le mai aduc apă, că mai am puțin apă. Mai este ceva îngheleată. O să le aduc imediat. No, cam atâta deocamdată. Merg să dau și la găini și mai vedem ce mai facem azi. Ținând cont că e și sărbătoare. Mieluțele, v-am spus, sunt asigurate și ele. Să vedem ce fac găinușele. Să le dăm drumul afară. Să le punem niște boabe. Așa, cam greu cu o singură mână. Deja au auzit
mierele, boavele și și venit. Cocoșuri început să cânte. Am văzut că v-au plăcut găinile mele. Da, sunt 5 găini și 2 cocoși. Ăsta e unul dintre ei, pe albastru, și acesta pe negru. Și cele 5 găinușe. Da. Se iasă afară să mănânce și un pic. Le place porumbul. Îmi place că le am cumva toate în același loc și nu trebuie să mă duc dintr-un loc în altul să umblu cine știe câte grădini ca să ajung la oi sau după aia să vin înapoi acasă. Mi-am făcut așa, în așa fel încât să fie foarte aproape și sunt mulțumit. Ce frumos se vede pădurea. Superb. Hai că deja e după amiaza. E a treia porție de mâncare pe astăzi. Oile deja le-am băgat înăuntru. Dacă o nins, or stat acasă. Deși s-a dus bine zăpada, dar în grădin, cum a fost umbră, nu-i dusă. S-a făcut un pic mocirlă pe aici, pe la mine, prin grădină. A plouat foarte mult pe seară, după aia, când o nins, da, vă dați seama, s-a făcut un pic mocirlă, le-am ținut mai mult închise, oile. Le-am mai dat drumul și pe afară, le-am mai dat să se plimbe și aici în grădină, nu prea-mi place că să facem o cirlătare. Oile au fost, mierele au fost în permanență deschise, deoarece le au acoperișul ăsta în afară și stau exact pe aici, pe lângă gard, nu se bagă, nu prea vin aici unei mocirlă, dar pe aici s-a făcut mocirlă și mie nu-mi place. O să fac eu ceva modificări anul viitor pe aici. Da, am spus, e a treia oară când le dau mâncare pe azi. O să le mai dau o porție de boabe și pe noapte ceva de mâncare. Să le bag de seară să aibă pe noapte să mânce. Și cam asta e rutina de astăzi. V-am înnebunit cu oile. Cel puțin cu oile mele. Dar chiar n-am mai putut să mai merg să filmez și am zis că dacă tot o nies, să fac și video ăsta cu ele pe aici prin grădină, prins un pic zăpadă. Era frumos dacă le scoteam un pic prin grădină, dar sincer să vă spun, chiar n-am avut timp, deși a fost sărbătoare. Da. Cam atâta pentru astăzi și până data viitoare vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune. Sănătate multă și numai bine tuturor!